Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Căsătorie și feciorie, două căi spre mântuire. Mai precis, ce spun părinții bisericii despre aceste două posibile căi spre mântuire? Desigur, în ziua de astăzi, fecioria pare un lucru din ce în ce mai greu de atins și din ce în ce mai puțin dorit. Tinerii mai ales nu înțeleg care sunt binefacerile, care sunt roadele fecioriei și, de fapt, întreaga lume, întregul orizont de așteptare în care sunt, pe care sunt înconjurați, îndeamnă spre consumarea unei plăceri la vârste cât mai timpurii, ca o cale de cunoaștere și de eliberare a eului propriu. E bine, în această carte tradusă din limba rusă de Gheorghiță Ciocioi și apărută la editura de Suflet, este o apariție recentă, găsim câteva repere, câteva gânduri, câteva constatări teologice pe baza acestor două realități. Părintele Ștefan Veațchi spune așa, este puțin mai tranșant: așa cum dragostea de arginți este rădăcina tuturor relelor, vezi Timotei 6,9, tot astfel și dragostea pentru trup nu este altceva decât slujirea acelor putrezicioase și rău mirositoare. De aceea demonii iubesc carnea, în special carnea plină de lenevie, desfătare și poftă. Dar nu este nicio plăcere a te uita la frumusețea cărnii. Mare este această desfătare și este de lungă durată? O lună, două, cel mult un an. Și, mai departe, prin obicei își pierde orice farmec. De aceea, tot ce vine dintr-o înșelare din afară ajunge să rămână pentru totdeauna nemulțumire, plictiseală, furie, orbire a minții. Oare nu vedem câți dintre cei care au trăit cu soții frumoase și-au încheiat viața jalnic? Și în cea mai de seamă frumusețe, desigur, apare ceva atrăgător, dar în esență nu este altceva decât un jug greu în care pătrund goliciunea și marea sărăcie a bunătăților duhovnicești. O sentință cam aspră, după părerea mea, este cumva cumpărită și nuanțată de către Nichita Struve, un intelectual de rasă al ortodoxiei din secolul 20, dintr-o familie de rus, a născut la Paris, acolo a și murit. Este un istoric al bisericii creștine și unul dintre cei care l-au studiat pe Osip Mandelstam, acel poet evreo-polonez care și-a găsit sfârșitul într-un lagăr de exterminare al lui Stalin în 1938. Iată ce spune Nichita Struve. În cuvintele sale, Hristos ridică monogamia la rang absolut. Să ne amintim, desfrâul este condamnat chiar nesăvârșit fiind. Oricine se uită la o femeie și o poftește pe ea, deja săvârșește adulter în inima sa. Însă, pe de altă parte, să ne amintim de femeia prinsă în adulter. Deși condamnată la moarte conform legii mozaice, nu este condamnată de Hristos, ci eliberată și iertată. În aceste contradicții aparente avem întreaga lărgime a evanghelizării creștine și atitudine față de viață. Pe de o parte, cea mai mare sobrietate a purității și integrității, iar, pe de altă parte, o uriașă condescendență față de cei ce încalcă această desăvârșire, adică cea mai mare condescendență din către noi toți. Trebuie cumva să aflăm între acești doi poli datoria noastră de viață după posibilități, ținând cont de punctele forte avute. La Apostolul Pavel întâlnim aceeași antinomie. El era, după cum se știe, necăsătorit și sfătuia, fără să insiste, să-i fie urmat exemplul. Însă, în același timp, a înălțat căsătoria, unirea bărbatului cu femeia, la un singur trup până la idealul suprem, la adevărata sfințenie, asemănând căsătoria cu cea mai înaltă unire de pe pământ, cu unirea iubirii dintre Hristos și biserică. Citat, femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, bărbaților iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Și continuă același Nichita Struve. Un lucru este indiscutabil. Sexualitatea este una dintre marile puteri constitutive ale firii umane și scopul său este multiplu.
Este clar că, din punct de vedere biologic, e un instinct care conduce la reproducerea speciei, dar, în același timp, este și viață și împreună creație cu Dumnezeu. De asemenea, atinge și colorează întregul domeniu al simțurilor, de la sensibilitatea fiziologică, cu toate etapele sale, până la funcția cognitivă. Dragi prieteni, iată care sunt cele câteva opinii, cele câteva constatări pe marginea temelor fecioarie versus căsătorie. De altfel, cartea și continuă cu câteva gânduri ale părinților de la Optina și încheie cu un text al Sfântului Ioan Gură de Aur pe aceste teme. O carte cu adevărat folositoare, vă recomand cu toată căldura.